Dragi prieteni, pe 1 noiembrie decidem cine va fi președintele țării în următorii 4 ani. Voi, cei plecați, ați făcut mereu diferența și ați fost speranța celor rămași acasă. Dacă în ziua alegerilor vă veți afla peste hotarele țării, aveți dreptul legal, iar în opinia mea, și obligația morală să votați. Indiferent dacă ați reușit sau nu să vă înregistrați în prealabil, puteți vota în ambele tururi. Prieteni, cum votăm? Aflați ce secție de votare este amplasată cel mai aproape de locul unde vă aflați. Intrați pe site-ul watchdog.md. Găsiți țara, orașul și adresa unde puteți vota. Puteți vota la orice secție de votare deschisă peste hotare. Mai multe informații puteți găsi inclusiv pe site-ul verifica.checked.md sau alegător.md. Dreptul la vot îl au toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani. Aveți nevoie de unul din următoarele acte moldovenești. Pașaport. Inclusiv cu termen de valabilitate expirat. Asta este foarte important. Buletin de identitate valabil sau livret de marinar. Important! Dacă datorită anumitor circumstanțe ați revenit în Moldova și nu vă mai aflați în străinătate în ziua alegerilor, puteți vota conform locului de reședință din buletin, indiferent dacă v-ați înregistrat prealabil la vot peste hotare sau nu v-ați înregistrat. Suntem în pandemie și trebuie să ne protejăm pe noi și în special pe cei din grupurile de risc. Vă rugăm mult să purtați mască și să respectați distanța socială minimă de 1 metru atât afară cât și în secția de votare. Dacă sunteți martori ai unor nereguli precum transportarea organizată a alegătorilor, plata unor sume de bani pentru exercitarea votului, agitație electorală în ziua alegerilor sau unor încălcări din partea membrilor comisiilor electorale sau votanților, raportați-le. În primul rând, străduiți-vă să documentați încălcarea prin foto sau video. Informați membrii biroului electoral și observatorii despre încălcările comisiei. Chiar dacă nu avem încredere deplină în aceste organe, este important să depunem plângeri oficiale la birourile electorale a secțiilor de votare, a membrii comisiilor. Plângerile le faceți în două copii, una pentru biroul electoral și alta pentru dumneavoastră, pentru ca să puteți proba depunerea acesteia. Deci pe copia noastră trebuie să fie confirmată recepția plângerii de către biroul electoral ca să puteți face dovada depunerii. Faceți publică informația despre încălcările depistate. Postați pe rețelele de socializare și scrieți-ne pe adresa de e-mail sau pe pagina noastră de Facebook watchdog.md. Prieteni, împreună, câte unul, facem diferența. Distribuiți acest video, informați-vă rudele și prietenii care se află peste hotare despre data alegerilor și dreptul dumneavoastră de a vota atât cu pașaportul valabil, cât și cu cel expirat. Și atenție! Puteți vota inclusiv cu buletinul de identitate, dar acesta trebuie să fie valabil. În ziua alegerilor, toată puterea este în mâinile poporului, este în mâinile noastre. Ieșiți la vot! Fiți plus unul!